100 de milioane de euro pentru modernizarea cardului de sănătate. Conform șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Andrei Baciu, mijlocul lunii septembrie este termenul limită pentru semnarea cererii de finanțare pentru proiectul de 100 de milioane de euro, care presupune modernizarea platformei informatice a cardului de sănătate, care de-a lungul timpului a înregistrat numeroase blocaje. O parte importantă sunt pentru partea hardware, servere și toată tehnologia care să țină tot sistemul informatic și cealaltă parte este pentru dezvoltarea acestui nou soft. Sunt bani din PN din proiectul de digitalizare, a precizat Baciu. Referitor la problemele platformei, șeful CNAS a declarat că sunt legate în principal de capacitatea sistemului, care nu a fost conceput pentru actualul număr de furnizori medicali, însemnând 42.000, față de 7.000 câți erau la momentul lansării în 2012. În ceea ce privește propunerea premierului Marcel Ciolacu de a avea un cart de sănătate de la naștere, Andrei Baciu a menționat că obiectivul este acela de a oferi funcții digitale prin spațiul european de date, astfel încât istoricul medical să fie accesibil punctual. Și la cerere medicilor din Europa, indiferent de țară. Sunt luate în calcul mai multe lucruri pe care tehnologia le oferă în momentul de față, inclusiv care să țină de accesibilitate pe smartphone, a mai spus Baciu.